O vulcanizare din Schela Cladovei a fost cuprinsă de flăcări seara trecută. Norii negri de fum au stat câteva ore deasupra orașului, timp în care pompierii s-au luptat cu flăcările. Degajările de fum au fost atât de puternice încât autoritățile locale au emis un mesaj ero alert. Unul dintre pompierii militari a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost intoxicat cu fum, iar trei mașini au fost mistuite de flăcări. Flăcările unui incendiu devastator au mistuit un depozit de anvelope din Drobeta, Turnu Severin, mai exact în Schela Cladovei. Zeci de pompieri au sosit la fața locului și au început lupta contra cronometru cu flăcările. Autoritățile au transmis la scurt timp, după ce a izbucnit incendiul, un mesaj prin sistemul ro alert, și asta pentru că există pericol de intoxicație cu fum. Fiind vorba de un depozit de anvelope, s-a creat o temperatură foarte înaltă și, practic, obiectivele care sunt aici în zonă sunt foarte afectate. Ce clădiri au fost afectate de acest incendiu și ce a ars așa la deci, prima vedere? În principal am acționat pentru un depozit de anvelope. Credem noi că de acolo ar fi plecat, deoarece acolo este zona cea mai mare afectată și s-a extins la un depozit de alimente. Alături de pompieri au fost localnicii care nu au mai ținut cont de pericolul la care se supun. Am apucat să împingem una și patru au luat foc. Cât de gravă a fost situația? 99%. Ce s-a întâmplat mai exact? Ce ai văzut acolo? Luă foc de la magazinul acela, depozitul acela al Cherica. Și de acolo se extinse la anvelope și de acolo plecă la mașini. Patru mașini luară foc, una o scăpară. Eu sunt un localnic de aici, de la Schela, dar nu pot să vă spun, nu știu ce s-a întâmplat nimic. Ajut pompierii, că pot să-i ajut. Le drag, să-i ajut. Intrați în foc, practic. Da, intrați și în foc, uite, uite, uite ce e pe mine, vezi? Cât de gravă este situația? E foarte gravă, că a luat nu știu ce, nu știu câtă pagubă este, două mașini au luat foc și multe cauciucuri au luat foc, foarte multe. Am încercat să scăpăm ce am putut și noi. Materiale combustibile sunt? Nu, doar cauciucuri și niște ulei atât. Și practic de unde a pornit focul? Cred că de aici, de la cei din spatele nostru. Și s-a extins? Înțeles. Și s-a extins foarte mult, a bătut și vântul și cam asta a fost tot. E o luptă practic inegală cu focul. Da. Tu lucrai în interior, așa? Da, lucram la acest serviciu. Salvatorii au dus o luptă grea cu flăcările, iar unul dintre pompierii militari a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost intoxicat cu fum. Este un pompier, da, care tot așa, din cauza fumului, îl avem pus pe oxigen, îl hidratăm, deci fără probleme. Deocamdată, slavă Domnului, exclus. Foarte mult fum, foarte mare și ar fi ideal dacă populația ar înțelege să plece din zona asta. Toxic, da. Bineînțeles! Cât de periculoasă e zona? Păi este periculoasă din moment ce apare atâta fum, e intoxicația cu fum, toată lumea ține geamurile deschise ca să vadă desfășurarea, dar nu înțeleg să se ferească. Fumul toxic a pus în pericol populația, iar comisarii Gărzii de Mediu anunță o anchetă în acest caz. Sunt în interior foarte multe cauciucuri și autoturisme. Cât de periculos este pentru mediu? Asta vă pot spune de-abia după ce vom avea rezultatele de la autolaborator, care l-am amplasat în câteva zone limitrofe. Fum dens? Fum foarte dens, într-adevăr. S-a extins și în oraș. Verificările continuă în acest caz pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incendiul.